Bună dimineața, bună ziua sau bună seara, după caz, pentru momentul la care veți asculta această povestire, dragi prieteni. Cu voi este Gabriela și astăzi vă invit să citim împreună prima parte din cartea Me Greu în Arizona de George Simenon și sper să vă placă la fel de mult pe cât cred că îmi va plăcea și mie titlul Promite... Și de abia aștept să o descoperim împreună. Vă invit, bineînțeles, să vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut-o deja, este gratis, nu vă costă nimic, doar un click. Iar pe mine mă ajută foarte mult, la fel să apăsați butonul de like dacă vă place, ceea ce auziți, deoarece din nou este gratis și pe mine mă ajută foarte mult. Iar Bineînțeles, să-mi lăsați un comentariu, așa cum v-ați obișnuit deja, îmi face mare, mare, mare plăcere să citesc comentariile voastre. Vă mulțumesc tare mult și, acestea fiind spuse, să începem. Capitolul 1. Megre, deputy sheriff. Hei, dumneata! Megre întoarse capul ca la școală să vadă cui s-a adresat bătrânul. Da, dumneata de acolo! nu mai piele și os, cu o imensă mustață albă, bătrânul, care părea ieși direct din Biblie, întinsese un braț tremurător. Spre cine? Megre se uita la bărbatul din dreapta lui și la femeia din stânga. În sfârșit își dădu seama, jenat, că toți aveau capul întors spre el, inclusiv coronerul, sergentul din Air Force, care era interogat, avocatul acuzării, jurații și șerifii. Eu?" Întrebă el, vrând să se ridice, mirat că aveau nevoie de dânsul. Ori toate fețele acelea zâmbeau, ca și cum toată lumea în afară de el știa despre ce era vorba. Da, rosti bătrânul care se cu Ezechiel, dar și cu Clemenso. E imediat să stingi pipa. Nici nu-și amintea să fie aprins. Stânjenit se reașeză, băiguin niște scuze, în timp ce vecinii săi râdeau prietenește. Nu era un vis, era treaz de binelea. El, comisarul Megre de la Poliția Judiciară, se afla acolo la mai bine de 10.000 de kilometri de Paris și asista la ancheta unui coroner care nu purta nici vestă, nici haină, dar care avea aerul de om serios și bine crescut al unui angajat de bancă. Colegul lui, Col, își dădea foarte bine seama, se descotoroșise frumușel de dânsul, dar nu era supărat pentru că ar fi făcut la fel în locul ofițerului FBI. Și lui se întâmplase să se comporte așa cu doi ani mai înainte, când primise misiunea să-l servească drept ghid în Franța colegului său, domnul Pike de la Scotland Yard, și îl lăsase deseori pe la câte o terasă, așa cum lași o umbrelă la garderobă, spunându-i cu un zâmbet liniștitor. Mă întorc imediat, cu diferența că americanii erau mai cordiali. Fie la New York, fie în cele 10 sau 11 state prin care trecuse, toți îl bătuseră pe umăr. Care ți-e numele mic? Nu putea pretinde că nu avea unul. Trebuia să mărturisească vrând nevrând că îl chema Jul. În limbaj familiar sau argotic, cuvântul Jul are sensul de soț, amant, proxenet sau chiar sucal. Aici interlocutorul se gândea un moment. Oh, yes, Julius!" pronunțau Julius, ceea ce îi se părea deja mai puțin grav. Have a drink, Julius, bea un păhărel, Jules. Și așa, tot drumul, într-o mulțime de baruri, băuse un număr incalculabil de sticle de bere, cocktailuri Manhattan și pahare de whisky băuse și mai din aur, înainte de masa de prânz cu primarul din Tucson și șeriful comitatului cărora le fusese prezentat de Harry Cole. Era mirat nu atât de decor, nici de oameni, ci de el însuși sau mai curând, de faptul că el, Megre, se afla acolo într-un oraș din Arizona și că deocamdată ședea pe una dintre băncile unei sălmici din Tribunalul de Pace. Băuseră înainte de prânz, dar în timpul mesei fusese răservis cu apă rece ca gheața primarul fusese foarte amabil, iar șeriful îi dăduse un fel de diplomă și o insignă frumoasă din argint de deputy sheriff, așa cum poți vedea în filmele cu cowboy. Era a opta sau a noua pe care o primea în acest fel, fiind deja deputy sheriff al unor comitate din New Jersey, Maryland, Virginia, Carolina de Nord sau de Sud, nu mai știa exact care, New Orleans și Texas. La Paris îi se întâmplase să primească deseori colegi străini, dar era prima dată când făcea și el o călătorie de acest gen, o călătorie de studii, cum se spunea oficial, ca să se pună la curent cu metodele americane. Ar trebui să petrești câteva zile în Arizona înainte de a ajunge în California. E în drumul tău." Sigur că era în drumul lui. Îl puneau să străbată astfel sute de mile. Ceea ce oamenii ăștia numeau un micocol era un drum de 3-4 zile. E colea, ceea ce însemna că trebuia să parcurg o dată sau de două ori distanța dintre Paris și Marsilia și se întâmpla să meargă în vagonul de dormit și o zi întreagă, fără să zărească un oraș adevărat. Mâine, îi spusese Col, omul de la FBI care îl preluase în Arizona, vom merge să aruncăm o privire la frontiera mexicană, la doi pași. De data aceasta era vorba doar de vreo sută de kilometri. O să te intereseze. Prin Nogal, oraș care se întinde de o parte și de alta a frontierei, trecem cea mai mare parte din marihuana. Aflase că marihuana, o plantă din Mexic, înlocuia treptat la consumatorii de droguri, opiul și cocaina. Tot pe acolo ies cele mai multe mașini furate din California. Între timp, Harry Cole trăsese clapa. Probabil că avea ceva de făcut în după amiaza aceea. Tocmai are loc o anchetă în fața coronerului. Te-ar interesa să asiști? Îl dusese acolo pe Megre și îl instalase pe una dintre cele trei bănci din sălița cu pereți albi, unde în spatele judecătorului de pace, care îndeplina funcția de coroner, se afla un drapel american. Col nu anunțase că îl va lăsa pe colegului francez singur. Se dusese să dea mâna cu unul și cu altul și să-l bată cu palma pe umăr. Apoi spusese cu detașare. Vin mai îndată să te iau, Megre nu știa ce anume se judeca. Nimeni din sală nu purta haină. Cei drept, temperatura era în jur de 45 de grade. Cei șase jurați stăteau pe aceeași bancă cu el, la celălalt capăt, spre ușă, iar printre ei se afla un negru, un indian cu maxilar puternic, un mexican, care semăna puțin cu cei doi dinainte și o femeie mai în vârstă care purta o roche cu flori și o pălărie așezată caragios mai spre frunte. Din când în când, Ezechiel se ridica și încerca să regleze ventilatorul imens, care se rotea sub tavan și făcea atât de mult zgomot, încât vocile se auzeau cu greutate. Totul părea că se petrece cât se poate de cuminte. În Franța, Megre ar fi spus... Pendelete. Coronerul stătea pe o estradă și peste cămașa de un alb imaculat purta o cravată de mătase cu motive vegetale. Martorul sau acuzatul, Megre nu știa exact, luase loc pe un scaun aflat lângă el. Era un sergent de la aviație în uniformă de drill bej. Alți patru stăteau în rând în fața juraților și ai fi zis că erau niște școlari care făcuseră o boacănă. Povestiți-ne ce s-a întâmplat în seara de 27 iulie. Era vorba de sergentul Ward, Megre îi auzise numele. Măsura cel puțin un metru optzeci și avea ochi albaștri sub sprâncenele negre și groase care se împreunau la baza nasului. M-am dus să o iau pe besi de acasă pe la ora șapte și jumătate. Mai tare, întoarceți-vă cu fața spre juriu. Puteți să auziți domnilor jurați. Domnii jurați au făcut semn că nu. Sergentul luar și ca să-și dragă glasul. Am fost să o iau pe besi de acasă pe la ora șapte și jumătate. Megre trebuia să facă un efort dublu, pentru că nu prea avusese ocazia să vorbească engleza de când terminase colegiul și îi scăpau unele cuvinte, iar în anumite întorsături de frază îl derutau. Sunteți căsătoriți și aveți doi copii?" Da, domnule." De cât timp o cunoașteți pe Bessie Mitchell?" Sergentul se gândi ca un elev silitor înainte de răspunde la întrebarea profesorului. O clipă privi spre cineva aflat alături de Megre și pe care acesta nu-l cunoștea încă. De șase săptămâni," Unde ați întâlnit-o? Într-un drive-in unde era chelneriță. Megre învățase ce înseamnă un drive-in. Cei care aveau misiunea să-l însoțească opreau deseori mașina, mai ales seara, în fața unui mic local de pe marginea drumului. Nu coborai din mașină. O femeie tânără se apropia, lua comanda, apoi aducea sandvișuri, hot dogs sau spaghete pe o tavă care se putea agăța de portiera mașinii. Ați avut relații sexuale cu ea? Da, domnule. În aceeași seară? Da, domnule. Unde s-a întâmplat? În mașină, ne-am oprit în deșert. Deșertul, numai nisip și cactus, și începea chiar de la porții orașului. Ba chiar existau porțiuni de deșert și între unele cartiere. V-ați reîntâlnit deseori din acea zi? Cam de trei ori pe săptămână. Și ați avut de fiecare dată raporturi cu ea? Nu, domnule. Megre aproape că s-a aștepta să-l audă pe micul și meticulosul coroner întrebând, de ce? Dar acesta continuă. De câte ori? O dată pe săptămână. Dintre toți, doar comisarul schiță un zâmbet. Tot în deșert? În deșert sau la ea acasă. Locuia singură? Sergentul Ward se uită la fețele celor așezați pe bănci și arătă spre o femeie tânără aflată în stânga lui Megre. Locuia cu Emma Bolton. ce ați făcut în ziua de 27 iulie după ce v-ați dus-o de acasă pe Bessie Mitchell? Am dus-o la Penguin, bar unde mă așteptau prietenii. Care prieteni? De data aceasta, sergentul arătă spre ceilalți patru soldați în uniformă de aviație și rosti numele fiecăruia. Dan Mullins, Jimmy Van Fleet, O'Neill și Vuli. Ultimul era un chinez care părea să nu aibă mai mult de 16 ani. Erau și alte persoane cu voi la penguin. Nu, domnule, nu la masa noastră. Mai era cineva la altă masă. Era fratele lui Bessie, Harold Mitchell, cel care stătea în dreapta lui Megre și comisarul remarcase că avea un furuncul mare sub ureche. Era singur? Nu, cu Emma Bolton, muzicantul și Maggie. Ce vârstă avea Bessie Mitchell? Ea mi-a spus că 23. Nu știa că în realitate avea doar 17 ani și că în consecință nu avea dreptul să fie servit într-un bar? Nu, domnule. Sunteți sigur că nu v-a spus fratele ei?" Mi-a zis mai târziu, când acasă la muzican, Bessie a început să bea whisky direct din sticlă. Atunci mi-a spus că nu voia să îi se dea de băut surorii sale, că era minoră și că se afla sub supravegherea lui. Nu știa că Bessie era căsătorită și divorțată? Nu, domnule. I-ați promis că o veți lua de nevastă? Sergentul Ward zită în mod vizibil, apoi răspunse. Da, domnule. Voia să divorțească ca să vă căsătoriți cu ea? I-am spus că așa voi face. În cadrul lui și stătea un deputy sheriff masiv, un confrate cu pantalon de pânză gălbuie și cămașa descheiată care purta o centură din piele plină de cartușe. Un revolver enorm cu mâner de corn i-a târna la spate. Ați băut cu toții?" Da, domnule." Ați băut mult? Aproximativ câte pahare?" Ward închise o clipă ochii ca să facă un calcul mental. N-am ținut socoteala. După cum m-a făcut fiecare cinste, poate 15-20 de beri." Fiecare?" Da, domnule." Răspunse sergentul cu simplitate. Și câteva pahare de whisky." Lucru ciudat, nimeni nu părea surprins peste măsură. La penguin ați avut o altercație cu fratele lui Besi? Da, domnule. Este adevărat că vă reproșa faptul că aveți relații cu sora lui, deși erați însurat? Nu, domnule. Nu v-a făcut niciodată acest reproș? Nu v-a rugat să o lăsați în pace pe sora lui? Nu, domnule. Din ce cauză v-ați certat? Pentru că îi ceram banii pe care mi-i datora. Și vă datora o sumă mare, cam 2 dolari preț, o a câteva sticle de bere. V-ați bătut? Nu, domnule, am ieșit din bar, ne-am lămurit și am intrat înapoi ca să bem împreună. Era beat?" Încă nu foarte tare. Alceva nu s-a mai petrecut la penguin. Nu, domnule, pe scurt beați. Ați băut până la 1 dimineața ora închiderii barului. Da, domnule, niciunul dintre camarazii dumneavoastră nu-i făcea curte lui Besi. Sergentul Ward dezită un moment înainte de a recunoaște. Sergentul Mullins. Ați vorbit cu el? Nu, am făcut în așa fel încât să nu stea lângă dânsa. Mulins, colegul lui, era la fel de înalt ca el, tot brunet, fetele probabil că îl considera un băiat frumos, amintind vag de o vedetă de cinema, fără să pot spune exact care. Ce s-a întâmplat la unul dimineața? Am plecat acasă la muzicantul Tony la cur. Acesta probabil că se afla și el în sală, dar Megre nu-l cunoștea. Cine a plătit cele două sticle de whisky pe care le-ați luat? Cred că Vuli a plătit una din ele. A băut și el toată seara. Nu, domnule, caporalul Vuli nu bea și nu fumează. A insistat să plătească și el ceva. Câte încăpere are apartamentul muzicantului? Un dormitor, un salon, așa, o baie și o bucătărie. Și unde a stat? În toate, domnule. În ce încăpere v-ați certat cu Besi? În bucătărie, dar nu ne-am certat. Am găsit-o pe Besi bând whisky cu sticla. Nu se întâmpla prima dată. Adică prima dată în acea seară? Vreau să spun că i s-a mai întâmplat și înaintea zilei de 27 iulie. Nu voiam să bea prea mult pentru că pe urmă se simțea foarte rău. Besi era singură în bucătărie. Era cu el, arătă cu bărbia spre sergentul Mulins. Și iată că, deși maia din aur era greoi și moleșit, deși nu știa nimic despre cazul anchetat, Megre avea acum tendința să deschidă din când în când gura, ca și cum le-ar fi mâncat limba să pună o întrebare. Cine a propus să plecați cu mașina ca să pătreceți restul nopții la Nogales? Vesi. Cât era ceasul? În jur de trei dimineața, sau poate două și jumătate. Nogal era orașul de la frontieră unde Harry Cole voia să-l ducă pe comisar. În timp ce la Tucson barurile se închid la 1 dimineața, de cealaltă parte a graniței poți să bei la orice oră din noapte. Cine a urcat în mașina dumneavoastră? Beți și cei patru camarazei ai mei. Fratele lui Bessie nu v-a însoțit, nici muzicantul, nici Emma Bolton, nici Maggie Wallach? Nu, domnule. Nu știți ce au făcut? Nu, domnule. Cum v-ați așezat la început în mașină? Bessie stătea în față, între mine, care conduceam și sergentul Mullins. Ceilalți trei urcaseră în spate. N-ați oprit mașina cu puțin înainte să ieșiți din oraș? Ba da, domnule. Și aș cerul lui Besi să schimbe locul. De ce? Ca să nu mai stea lângă Dan Mullins. A spus-o să stea în spate, iar caporalul Van Flit s-a așezat în locul ei. Nu vă păsa că stătea în spate în întuneric cu ceilalți doi? Nu, domnule. Deodată, fără ca nimic să lase să se prevadă acest lucru, coronelul rosti. Pauză. Se ridică și se îndreptă spre biroul vecin, pe -a cărui ușă cu geam scria privat. Ezechiel scoase o pipă enormă din buzunar și o aprinse, aruncându-i o privire ciudată lui Megre. Toată lumea ieșa. Jurații, militarii, femeile și cei câțiva curioși. Totul se întâmpla la parterul unei clădiri mari, în stil spaniol, cu colonade în jurul unei curți interioare, una dintre aripile ei adăpostind închisoarea, iar cealaltă diferite servicii administrative ale comitatului. Cei cinci militari din Air Force se așezară la marginea colonadei, iar Megre băgă de seamă că nu vorbeau între ei. Era foarte cald. Într-un colț al galeriei se afla un soi de mașinărie roșie cu o fantă, unde oamenii introduceau cinci cenți și primeau în schimb o sticlă de Coca-Cola. Aproape toți făceau asta, inclusiv domnul cu părcărunt, care probabil că era procurorul comitatului. Fiecare bea direct din sticlă, fără mofturi, punând apoi recipientul gol într-o navetă. Megre se simțea oarecum ca un puștan la prima recreație într-o școală nouă, dar ar fi vrut ca Harry Cole să mai întârzie. Nu i se mai întâmplase vreodată până atunci să intre fără haină într-un tribunal, iar această dilemă vestimentară îi pusese o problemă. Imediat ce trecuse de o anumită linie spre Virginia, înțelesese că nu mai putea să-și petreacă zilele cu haină și guler fals. Numai că toată viața purtase bretele, iar pantalonii croiți în Franța îi ajungeau până la jumătatea pieptului. Nu mai știa în ce oraș, unul dintre confrații săi îl dusese fără să mai stea de vorbă la un magazin de îmbrăcăminte și îl pusese să-și cumpere pantaloni din aceia ușori, cum purtau pe ei toți bărbații, cu centură de piele având o cataramă mare din argint cu un cap de bou. Alții, care veneau din est, erau mai puțin modești decât el și se repezeau în magazine de unde ieșeau îmbrăcați în cowboy din cap până în picioare. Observă că doi dintre jurați, care păreau totuși oameni foarte calmi, purtau acoperite în parte de pantaloni, cizme cu toc înalt și încrustații multicolore. Pistoarele cu butoiaș de la centura șerifilor îl fascinau, pentru că le văzuse încă din copilărie la cinematograf în filmele western. Hei, jurații!" strigă direct Ezechiel ca un învățător care își adună liota de copii. Bătu din palme, apoi își goli pipa lovind-o de talpă și trăgând cu ochiul la pipa lui Megre. Acum comisarul învățase lecția. Se întoarse la locul lui, dar de data aceasta Harold Mitchell, cel cu furunculul sub ureche, și Emma Bolton, pe care îi despărțise fără să vrea, se așezaseră unul lângă altul și vorbeau cu glas căzut. În definitiv, încă nu știa dacă în această poveste cu bere, whisky și raporturi sexuale săptămânale, murise cineva. Totuși, cunoștea într-o anumită măsură pentru că asistase la așa ceva în Anglia mecanismul unei anchete conduse de coroner. Fără grabă, aproape timid, sergentul Ward își locul pe scaun. Ezechiel se lupta din nou cu ventilatorul, iar coronerul continua cu un aer indiferent. Ați oprit mașina la aproximativ 8.000 de oraș, puțin după terenul municipal de aviație. De ce? Megre nu înțelese imediat. Noroc că Ward vorbea atât de încet încât i se ceru să repete răspunsul, iar îmbujorarea sergentului îl ajută pe comisar să înțeleagă. Necesități biologice, domnule! Poate că nu găsea alt cuvânt decent ca să spună că se duseseră să se ușureze. A coborât toată lumea? Da, domnule, m-am depărtat vreo 10 metri. Singur? Nu, domnule, cu dânsul. Arăta din nou spre Mullins și lăsa impresia că avea ceva cu el. Nu știați unde s-a dus Besin acest timp? Presupun că și ea s-a îndepărtat de mașină. Era greu să nu te gândești la cele 20 de sticle de bere golite de fiecare. Cât era ceasul? Presupun că între trei și trei și jumătate dimineața. Nu știu exact. Ați văzut-o pe Besi când v-ați întors la mașină? Nu, domnule. Dar pe Mulins. A revenit câteva clipe mai târziu. De unde? Nu știu. Ce le-a spus camarazilor? Am spus, la naiba cu fata asta o să-i fie învățătură de minte. De ce? Pentru că îi se mai întâmplase. Ce îi se mai întâmplase? să mă părăsească fără să-mi spună. Și v-ați întors? Da, am mers vreo sută de metri spre Tucson și am coborât. De ce? Am presupus că va încerca să ajungă la mașină și am vrut să-i dau o șansă. Era beată? Da, domnule, da, și asta îi se mai întâmplase, încă știa ce face. Unde v-ați dus după ce a coborât din mașină? M-am îndreptat spre calea ferată care trece pe lângă șosea la vreo 50 de metri în deșert. Ați urcat pe taluz? Da, domnule, am mers aproximativ 100 de metri. Probabil că m-am oprit cam în locul unde ne părăsise Besi. Am strigat-o. Foarte tare? Da, n-am văzut-o, n-a răspuns. Am crezut că vrea să mă necăjească. Și v-ați întors la mașină. Camarazii nu v-au spus nimic când au văzut că porniți motorul și vă îndreptați spre Tucson fără să vă mai pese de ea. Nu, domnule. Considerați că e o purtare de gentleman să părăsești o femeie în deșert în toiul nopții? Ward nu răspunse. Stătea cu capul în jos, iar Megre începea să aibă impresia că sprâncenele groase îi un aer încăpățânat. V-ați dus direct la bază? Davis Mountain, una dintre principalele baze ale aparatelor B-29, se afla la vreo 10 km de Tucson, în altă direcție. Nu, domnule, i-am lăsat pe trei dintre camarazii mei în oraș, lângă garajul de autobuze. Unul a rămas cu dumneavoastră. Cine? Sergentul Mullins. De ce? Voiam să o caut pe Bessie. V-ați întors pe drumul spre Nogal? Da, domnule, m-am oprit cu aproximație în același loc unde oprisem în prima dată. V-ați întors pe calea ferată? tăcere destul de lungă. Nu, nu cred, nu mi-aminte să fi coborât din mașină. Ce-ați făcut? Nu știu. M-am trezit la volan, mașina era întoarsă cu botul spre Tucson, iar în fața mea era un stâlp de telegraf. Mi-amintesc de stâlpul de telegraf și de un cactus aflat în apropiere. Mullins mai era cu dumneavoastră. Dormea lângă mine cu bărbia în piept. Pe scurt, dacă înțeleg bine, nu vă amintiți nimic din ce s-a petrecut înainte de a vă trezi în fața stâlpului de telegraf. După tremurul buzelor lui Ward, Megre înțelese că sergentul urma să spună ceva important. Nu, domnule, eram drogat. Vreți să spuneți că nu era zbăt? Mi s-a întâmplat deseori să beau tot atât și chiar mai mult. Niciodată nu mi-am pierdut cunoștința. Nimeni nu m-a făcut vreodată să-mi pierd cunoștința. Îmi cunosc rezistența. Noaptea aceea am fost drogat. După părerea dumneavoastră, vi s-a pus ceva în pahar sau într-o țigare. Când m-am trezit, am scos automat țigările din buzunar. Am găsit camel. Numai că eu fumez doar Chesterfield. Am fumat o țigară din acel pachet și pentru a doua oară mi-am pierdut cunoștința. În prezența lui Mullins. Da. Îl bănuiți pe Mullins că v-a strecurat țigări cu droguri în buzunar? Poate. I-ați spus când v-ați trezit? Nu. I-ați vorbit despre asta? Nu. Am condus mașina până acasă. Locuiesc în oraș cu soția și copiii. Mullins a urcat și el la mine în apartament. I-am aruncat o pernă ca să doarmă pe canapea. Apoi am dormit. Cât timp? Nu știu, poate o oră. La șase m-am dus la bază cu el ca să-mi încep serviciu și mi-am pregătit avionul pentru zbor. În ce constă munca pe care o faceți? Sunt mecanic, verific aparatele înainte de zbor și rămân la sol. ce ați făcut după aceea? Am părăsit baza pe la 11 dimineața. Singur? Cu Dan Mullins. Când ați aflat de moartea lui Bessie Mitchell? La a trei după amiază. Unde vă aflați? Într-un bar de pe strada 5. Beam o bere cu Mullins. Mai băuse răs multe de dimineață și până atunci? 10 sau 12. Un șerif a intrat și m-a întrebat dacă eram sergentul Ward. I-am răspuns că da și m-a rugat să-l urmez. Încă nu știa că Bessie era moartă. Nu, domnule. Nu știa că cei trei camarazi pe care i-ați lăsat în fața garajului de autobuze plecaseră cu taxiul pe drumul spre Nogal imediat după ce v-ați despărțit? Nu, domnule. N-ați zărit taxiul pe drum? N-ați văzut și nici nu ați auzit un tren venind spre Nogal? Nu, domnule. În acea dimineață la bază nu v-ați întâlnit cu niciunul dintre cei trei prieteni. M-am intersectat doar cu sergentul O'Neill. Și nu v-a spus nimic? Nu mai amintesc exact cum a spus. Ceva de genul... În privința lui Bessie totul e ok. Ce concluzie a tras? Că s-a întors probabil acasă făcând autostopul. N-ați fost la domiciliul ei în aceea zi? Ba da, după ce am plecat de la bază la 11, mama mi-a spus că Besi nu se întorsese. Asta după ce sergentul O'Neill vă spusese că totul era ok. Da, nu vi s-a părut o contradicție. Am crezut că poate s-a dus în altă parte spus Adinaur că aveați intenția să divorțați ca să vă căsătoriți cu Besi. Da, domnule. Afirmați că n-ați mai revăzut-o din momentul în care v-ați îndepărtat de mașină împreună cu sergentul Mullins. Nu, nu vie. Ați revăzut-o moartă? La morgă când șeriful m-a condus acolo. Sergentul Mullins nu se afla în mașină la prima oprire când v-ați întors la volan și a revenit doar după câteva clipe? Așa e, domnule. Aveți întrebări, domnule avocat al acuzării. Procurorul cu părul cărunt făcusem că nu. Aveți întrebări, domnilor jurați? Același semn din partea celor cinci bărbați și a femeii grase, care, prevăzând cuvântul pe care avea să-l spună coronerul, își pregătea deja lucrul de mână. Pauză. Ezechiel a aprinse pipa. Megreu aprinse și el pe-a lui. Toată lumea se grăbea spre galerie și se căuta prin buzunare după monede de 5 cenți pentru distribuitorul roșu de Coca-Cola. Totuși, unii probabil inițiați intrau pe o ușă misterioasă, iar Megre remarcă faptul că aceștia, când își făceau din nou apariția, aveau răzuflarea parfumată de alcool. În definitiv, încă nu era prea sigur de realitatea a ceea ce vedea în jurul lui. Bătrânul negru din juriu, cu părul tun zero și ochelari cu ramă din metal, îl privea zâmbind ca și cum ar fi fost deja amici, iar Megre îi zâmbi și el. Capitolul 2 Primul din clasă se întâmplă să vezi uneori într-o cafenea frecventată tot timpul cam de aceeași clienți, îndeosebi într-un local de provincie, pe cineva care s-a rătăcit acolo pentru că așteaptă un tren sau are o întâlnire. Stă pe banchetă și plictisit, aproape moțăind, urmărește cu o privire distrată partida de cărți care se joacă la masa vecină. Se vede bine că nu cunoaște jocul, dar curând devine interesat încercând să înțeleagă. Treptat se aplacă spre masă ca să vadă mai bine cărțile din mâinile jucătorilor. În funcție de felul cum joacă aceștia, aș manifesta probarea sau agasarea, iar la un moment dat abia se mai abține să nu intervină. În acea după amiază megre se vedea pe sine într-un fel, asemenea cu acest intrus din cafeneaua de provincie și se simțea oarecum stânjenit. Dar degeaba a încercat să reziste. Nu mai putea de curiozitate intra în joc. În cursul interogatoriului sergentului Ward, comisarului se mai întâmpl se întâmplase deja să se foiască pe bancă. Îl frământau întrebări pe care le-ar fi pus și cel mai novice dintre inspectorii săi, dar la care coronerul, atât de meticulos înținută și gestul, părea că nu se gândește. Desigur, ancheta făcută de coroner nu constituia tot procesul. Jurații trebuiau să decidă dacă, după părerea lor, Besimicel murise de moarte naturală, dacă moartea ei fusese accidentală sau dacă se datora relei voințe oriunui act criminal. Judecata propriu-zisă, în ultimele două cazuri, urma să aibă loc mai târziu în fața altor jurații. Povestiți-ne ce s-a întâmplat pe 27 iulie după ora 7 și jumătate seara. Oare nu era deja o naivitate că ceilalți patru militari fuseseră lăsați să asculte declarația camaradului lor? Sergentul O'Neill era mai mic de statură, mai îndesat decât ceilalți. Părul blond îi bătea în roșu și era ondulat. Cu trăsăturile lui lipsite de finețe, semăna destul de mult cu un țăran din nordul Franței, cu un țăran spilcuit, spălățel. Spălăței erau toți, în general, toată lumea din sală. Oamenii aceia aveau un aer de sănătate și de curățenie rare ori întâlnit în cazul unei mulțimi din Europa. Ne-am dus la penguin și am băut. Semăna cu un elev bun, nu neapărat inteligent, dar plin de zel. Înainte de a răspunde, ridica ochii în tavan, ca la școală, se gândea, apoi vorbea lent, cu o voce neutră, egală, cu capul întors spre jurați, așa cum îi se cerea. În definitiv, erau niște băieți, niște puștani mari de 20 și ceva de ani, musculoși, bine clădiți, dar puștani pe care i-ai fi putut lua din greșeală drept oameni în toată firea. Câte pahare ați băut? Cam 20. Cine a plătit? Acesta și amintea. Cu răbdare, pentru că nu se grăbea deloc să răspundă, se află că sergentul Ward făcuse cinste de două ori, că Dan Mullins plătise aproape tot restul și că Elonil plătise o singură dată. Lui Megrei ar fi plăcut să rămână cu dânsul între patru ochi în biroul lui de la Poliția Judiciară și să-i aplice un interogatoriu cu schimbul doar ca să vadă ce dă din el. Printre altele, deoarece în afară de Ward, toți erau celibatari, i-ar fi pus o anumită întrebare. Ai o amantă? Se vedea bine că avea un temperament sanguin și probabil un mare apetit sexual. În noaptea aceea erau cinci și doar o singură fată și toți erau destul de beți cu excepția chinezului. Oare în întunericul din mașină unele mâini nu se rătăci pe unde nu trebuia? Coronerul nu se gândea la astfel de lucruri, sau dacă se gândea, nu făcea aluzie la ele. Cine a luat hotărârea să merge să vă încheiați noaptea la Nogal? Nu-i amintesc exact, am crezut că ward. N-ai auzit-o pe Bessie făcând această propunere? Nu, domnule, cum erați așezați în mașină? Ai fi zis că nu auzise declarația camaradului său pentru că prea stătea să se gândească. După un timp, a pus-o pe Bessie să stea în spate. De ce? Presupun că era gelos pe Mullins. Avea vreun motiv să fie mai gelos pe Mullins decât pe ceilalți? Nu știu. Ce s-a întâmplat când mașina a trecut de aeroport? Ne-am oprit. Din ce motiv? Se uită mai îndelung în tavan, ezită, și în cele din urmă răspunse uitându-se scurt la Ward care îl privea fix. Pentru că Bessie a refuzat să meargă mai departe. Părea că vrea să spună Îmi pare rău, dar ăsta e adevărul și am jurat să spun tot adevărul. Besi n-a vrut să mai meargă până la Nogal. Așa e, domnule. În ce motiv? Nu știu. Ce s-a întâmplat după ce v-ați oprit? Se a auzit din nou expresia care era probabil obișnuită în armată. Necesități biologice. Besi a plecat în altă direcție decât voi. De data aceasta pauza a fost și mai lungă decât până atunci, iar privirea lui Onil a rămas ațintită în tavan. Îmi amintesc doar că atunci când a revenit era cu Ward. Besi a revenit? Da, domnule. Și-a urcat în mașină? Da, mașina a întors, a pornit spre Tucson. În ce moment s-a despărțit Besi de Ward? La două oprire. Imediat după ce am întors, Besi a spus lui Ward că voia să-i vorbească. Se afla în spate lângă dumneavoastră? Da, sergentul Ward a oprit, au coborât amândoi. În ce direcție s-au îndreptat? Spre calea ferată. Au lipsit mult timp? Sergentul Ward a revenit după 20-25 de minute. V-ați uitat cât era ceasul? Nu avem ceas. S-a întors singur? Da, a spus la naiba cu fata asta o să-i fie învățătură de minte. La ce făcea aluzie? Nu știu, domnule. Vi s-a părut normal să vă întoarceți în oraș abandonând o femeie în deșert? Onil nu răspunse. Despre ce ați vorbit pe drum? N-am vorbit. Luase răz de băut? Aveați o sticlă în mașină? Nu mi-amintesc. Când doar v-a lăsat în oraș, în fața garajului de autobuze, va anunța că pleca înapoi să o caute pe Besi? Nu, n-a spus nimic. Nu v surprins că nu v-a dus la bază? Nu am gândit la asta ce a făcut atunci dumneata caporalul Van înflit și Vuli? Am luat un taxi. Despre ce ați vorbit în taxi? Despre nimic. Cine a hotărât să luați un taxi? Nu știu, domnule. Cât timp a trecut din momentul în care Ward și Mullins v-au părăsit până în momentul în care ați luat un taxi? Nici trei minute, mai curând două. Erau cu adevărat niște puștani încăpățânați care aveau un mod evident ceva de ascuns, dar de la care nu puteai să scoți nimic. De altfel, de ce se proceda așa? Megre se foi pe bancă. Mai că ar fi ridicat mâna ca la școală să pună și el o întrebare. Deodată, roșii, zărindu-l pe colegul său, Harry, col în cadrul ușii. Oare de cât timp îl observa cu acel zâmbet satisfăcut? De departe, col îi transmise prin mimică un mesaj care spunea probabil «Presupun că vrei să mai stai!» Și după un timp se depărtă în vârful picioarelor, lăsându-l pe Megre cu noua lui pasiune. Unde va lăsa taxiul? În locul unde ne-am oprit a doua oară. Exact acolo? Din cauza întunericului, nu poți afirma asta în mod categoric. Am încercat să ne amintim locul exact. Despre ce ați vorbit pe drum? Dar n-am vorbit. Și ați lăsat axiul să plece? Cum aveați de gând să vă întoarceți în oraș sau la bază? Cu autostopul. Cât era ceasul? Cam 3 și jumătate. Și n-ați întâlnit mașina lui Ward. Nu l-ați văzut nici pe el, nici pe Dan Mullins? Nu, domnule. Ori se uita țintă la el, iar Onil ezita să-l privească sau când i se întâmpla să o facă, părea că se scuză ca unul care era obligat să-și îndeplinească datoria. Ce ați făcut după ce ați rămas o trei pe șosea? Am mers spre Nogal, apoi ne-am întors spre Tucson, mergând pe calea ferată. Nu v-a venit ideea să căutați de cealaltă parte a drumului? Nu, domnule. De ce? Nu știu. Ați mers mult timp? Poate o oră. Fără să vedeți pe nimeni? Da, domnule. Fără să vorbiți? Da, domnule. Ce s-a întâmplat după aceea? Ne-am oprit o mașină care trecea și ne-a dus la bază. Cunoașteți marca mașinii? Nu sunt sigur, domnule, dar cred că e un Chevrolet model 1946. Ați vorbit cu șoferul? Nu, domnule. Ce-ați făcut după ce ați ajuns la bază? Ne-am dus să vorbim. La ora șase să dormim. La ora 6 ne-am ocupat de avioane. grec locotea. Îi venea să-l scuture pe coroner și să-i spună Chiar n-ai hărțuit un martor cu întrebări în viața ta? Sau intenționa nu pui întrebările esențiale? Când ați aflat de moartea lui Bessie Michel?" Că mi-a spus fratele ei pe la cinci după amiază. Ce a spus exact? Că Bessie fusese găsită moartă pe calea ferată și că va avea loc o anchetă. Cine mai era de față la această discuție? Vuli se afla cu mine în cameră și a spus, știu ce s-a întâmplat. Michel a început să-i pună întrebări și Vuli i-a răspuns doar atât. Voi vorbi numai în fața șerifului. Trecuse puțin de ora 5 și cu aceeași bruschețe ca de fiecare dată, coronerul întrerupse ședința rostind cu un aer distrat în timp ce cu mâna aduna hârtiile răspândite în fața lui. Mâine la ora nouă și jumătate, nu aici, ci la a doua cameră la etajul de sus. Lumea pleca. Cei cinci soldați, tot fără să vorbească unul cu altul, s-au adunat la un loc și au traversat curtea interioară conduși de un ofițer. Harry Cole se afla acolo în pantalon de gabardină și cu o cămașă albă, arătând ca un sportiv tânăr bine dispus. Te interesa, Julius? Ce ai zice de o bere?" Te trezeai brusc în căldură, într-o luminozitate intensă, unde până și sunetele erau estompate. Puteai zări pe cer vârfurile celor 4-5 bil din guriale orașului. Oamenii plecau cu mașinile proprii, chiar și indianul megre descoperi că avea un picior de lemn care deschise portiera unei mașini vechi cu capota legată cu sfoară. Pum, prin soare, să mă întreb ceva, Julius? Am intrat în atmosfera răcoroasă a unui bar cu aer condiționat, unde puteai vedea alte persoane în pantaloni de gabardină și cămăși albe, cu câte o sticlă de bere în față, înșirate de-a lungul barului. Erau și cowboy, unii adevărați cu pantalonii lor din pânză groasă de culoare albastră, care li se mulau pe coapse cu cizme cu toc înalt și pălării cu boruri largi. Întocmai!" tocmai, dacă putem lăsa pe altă zi vizita la Nogal, aș vrea să asist mâine la continuarea închetei. În sănătatea ta, nicio întrebare? O mulțime. Ți le voi pune pe măsură ce-mi vin în minte. Există prostituate aici? Nu în sensul pe care îl dați voi acestui cuvânt. În unele state din America, da. În Arizona, prostituția e interzisă. Și Bessie Mitchell? Este ceea ce le înlocuiește. La fel și Emma Bolton? Mai mult sau mai puțin. Că soldați are baza? 5 sau șase mii nu m-a interesat niciodată asta. Cei mai mulți sunt celibatari. Trei sferturi. Și cum se descurcă? Cum pot, nu i foarte ușor. Zâmbetul lui, care dispărea rare ori, nu era ironic. Avea cu siguranță multă considerație, poate chiar o anumită admirație față de Megre, căruia îi cunoștea reputația. Totuși, îl amuza să vadă un francez luptându-se cu probleme care nu erau total străine. Eu sunt din Est," spuse el, nu fără un dram de mândrie. Vin din Noua Anglie. Aici încă se duce într-o anumită măsură viața tipică pentru zona de frontieră. Aș putea să te ajut să stai de vorbă cu câțiva vechi pionieri care au luptat cu apa și, la începutul secolului și care se adunau ca un tribunal să spânzure cât un hoț de cai sau de vite. Nici nu trecuse bine o jumătate de oră că și băuseră fiecare trei sticle de bere, iar Harry Cole spuse: Acum e timpul pentru whisky. Apoi au pornit cu mașina spre Nogal și trecând prin Tucson, Megre era la fel de derutat în fața orașului ca în fața tribunalului. Nu era un oraș mic, de vreme ce număra peste 100.000 de, de locuitori. Totuși, în afara centrului a cartierului de afaceri, unde se ridicau cele 5-6 building de vreo 20 de etaje, pe care le vedea înălțându-se spre cer ca niște turnuri, totul semăna cu un teren împărțit în loturi de case sau, mai curând, cu o serie de astfel de terenuri alăturate, unele mai opulente, altele mai sărăcăcioase, dar toate cu case noi nouțe, fără etaj. Mai departe, străzile nu mai erau pavate. Existau goluri mari unde vedeai doar nisip și cactus. Au trecut de aerodrom și brusc a început deșertul cu munții viole din depărtare. Cam ăsta e locul unde s-a petrecut totul. Vrei să cobori? Fii în la șerpi cu clăpoței. Sunt pe aici? Se întâmplă să ajungă și în oraș. Calea ferată era o linie simplă situată la vreo 50 de metri de drum cred că trec 4-5 trenuri în 24 de ore. Chiar nu vrei să mergem să bem ceva în Mexic? Nogal e la doi pași, 100 de kilometri. E adevărat că i străbătură în mai puțin de o oră. Un oraș mic unde un grilaj metalic tăia cele două străzi principale, oamenii în uniformă. Harry Cole le vorbi și în clipa următoare intră cu megre într-o vânzoleală neașteptată pe străzi înguste, prost întreținute, cu o luminozitate de culoarea bronzului ce părea ne la locul ei. Să începem cu cabaretele, deși e cam de vreme. Copii pe jumătate goi îi hărțuiau ca să le văxuiască pantofii, iar persoane adulte îi opreau din mers în pragul tuturor prăvăliilor, unde se vindeau suveniruri. După cum vezi un adevărat, iar maroc. Când cei din Tucson sau chiar din Phoenix și de mai departe vor să se distreze, vin aici. Într-adevăr, într-un bar imens întâlniră doar americani. Crezi că Bessie Mitchell a fost ucisă? Știu doar că a murit. Accidental? Îți mărturisesc că nu mă privește. Nu e o crimă federală, iar eu mă ocup doar de crimele federale. Restul e treaba poliției comitatului. Cu alte cuvinte, treaba șerifilor și ajutorilor de șerif. Asta îl năucea cel mai mult pe comisar, mult mai mult decât acel bâlci extravagant și plin de mirosuri unde pătrunsese. Șeriful, capul poliției comitatului, nu era nici de cum un funcționar numit prin avansare sau în urma unor examene, ci un cetățean ales asemenea unui consilier municipal. Nu avea importanță ce meserie avusese înainte. Se prezenta la alegeri și își făcea campanie. După ce era ales, numea după propria dorință ajutorii de șerif, adică inspectorii, cei pe care megrei văzuse în armas cu revolvere mari și cu centura plină de cartușe. Și asta nu-i totul!" adăugă Harry Cole cu un dram de ironie. În afară ajutorilor de șerif plătiți, mai sunt și toți ceilalți ca mine!" spuse în glume megre gândindu-se la insigna lui din argint. Mă refer la prietenii șerifului, alegători influenți care primesc aceeași insignă. De exemplu, aproape toți fermierii sunt ajutori de șerif. Și ei să nu crezi că nu iau acest lucru în serios. Acum câteva săptămâni o mașină furată de un criminal periculos se evada din închisoare, se deplasă între Tucson și Nogal. Șeriful din Tucson a alertat un fermier care locuiește pe la jumătatea drumului. Acesta a anunțat telefonic doi trei vecini crescători de vite ca și dânsul. Toți erau deputy sheriffs cu mașinile lor. Au făcut un baraj pe drum și când mașina furată a încercat să treacă de el, au tras în cauciucuri, apoi au tras în tip pe care până la urmă l-au prins cu la soul. Ei, ce părere ai? Negre încă nu băuse atâtea pahare cât băieții de la tribunal, dar începuseră totuși să se adune și mormăi hazliu. În Franța, oamenii locului ar fi încercat să oprească mai curând poliția. Nu mai știa când se întorseseră la Tucson. Ghidat în continuare de col, intrase la penguin bar pe la miezul nopții, nu-și mai amintea exact. Înăuntru era o teșghea lungă din lemn închis la culoare, lustruit, iar pe etajere se vedeau sticle multicolore. Ca în toate barurile, domna o lumină discretă care scotea în evidență cămășile albe. În celălalt capăt al barului trona un tonomat, impozant, Pântecos cromat alături de o mașină de jocuri mecanice în care timp de oră un bărbat matur cu speranța că va câștiga o partidă gratuită a tot introdus monede încercând să trimită bile de nichel în niște orificii. Pe această mașină puteai vedea luminoase, naiv, desenate femei în costume de baie. Mai era și una goală pușcă gen vi parizian pe un calendar de la bar dar femei adevărate în carne și oase nu prea vedeai. Doar două-trei la mesele separate, unele de altele, prin pereți despărțitori, înalți de un metru și jumătate. Iar femeile acestea erau însoțite. Perechile stăteau nemișcate, ținându-se de mână, în fața unor pahare cu bere sau whisky și ascultau cu un zâmbet vac muzica de la tonomat. În fond se distrează!" exclamă Megre, râzând caustic. Colul le nerva și nu ar fi putut să spună de ce. Poate îl călca pe nervii veșnic al lui siguranță. Era un simplu ofițer FBI, dar conducea o mașină mare cu o mână, lăsând volanul la mai mult de 100 la oră ca să-și aprindă țigara. Cunoștea pe toată lumea și toată lumea îl cunoștea. În Mexic sau aici bătea pe umăr oamenii, iar aceștia îi spuneau cu o cordialitate afectuoasă: Hello, Harry! Col îl prezenta pe Megre, iar noua cunoștință de, de mâna cu el viguros, cum mai face cu un amic din totdeauna, fără să-l întrebe ce căuta acolo. Have a drink! Bea ceva! Nu avea importanță dacă era bun sau nu, important era că se putea bea. Acolo, de-a lungul barului, se înșirau oameni țintuiți pe cât un taburet înalt, nemișcați, și doar din când în când ridicau degetul, gest pe care barmanul îl înțelegea perfect. Câțiva subofițeri de aviație beau la fel ca toți ceilalți. Poate că existau și simpli soldați, dar Megre nu văzuse încă. Dacă înțeleg bine, se întorc la bază? La ce oră vor?" Întrebarea îl surprinse pe col. Bineînțeles. Și la patru dimineața, dacă așa le trăznește? Din moment ce nu sunt de serviciu, pot nici să nu se întoarcă. Și dacă sunt beți? Asta îi privește." contează să facă ceea ce au de făcut. De deci ce lucrul acesta îl înfuria? Pentru că și amintea de propriul serviciu militar și de apelul de la ora 10, de săptămânile de așteptare pentru o biată permisie până la miezul nopții? Nu uita că sunt voluntari. Știu, de unde sunt recrutați? De unde se poate, de pe stradă. N-ai văzut camioanele care se opresc uneori la o intersecție și din care se aude muzică? Înăuntru sunt expuse fotografii din țări exotice, iar un sergent explică avantajele profesiei militare. Cole avea permanent aerul că se joacă cu viața, ca și cum asta ar fi fost cu adevărat foarte amuzant. Găsești tot felul de oameni ca toate armatele. Presupun că nici la voi nu se angajează în armată numai băieți cu minți. Hello, Bill! Prietenul meu, Julius, have a drink! Pentru a zecea sau a 20 a oară în seara aceea, Megre auzea un necunoscut care îi povestea experiențele lui pariziene, pentru că toți flăcăii ei a fost seseră la Paris. Toți aveau aceeași expresie ușor de șuchiată atunci când vorbeau despre asta. Have a drink! Presupunând că micul coroner l-ar fi interogat a doua zi dimineață, ar fi putut și el să răspundă. Nu mai știu câte pahare, poate 20? Cu cât bea mai mult, cu atât devenea mai taciturn, ajungând să aibă aerul încăpățânat al sergentului O'Neill. Luase hotărârea să înțeleagă și va înțelege. Asta era. Descoperise deja de ce Harry Cole îl gasa. În definitiv, omul de la FBI avea convingerea că Megre era un om mare în țara lui, dar că aici, în Statele Unite, nu era în stare de nimic. Și Col se amuza și mai mult când îl vedea adâncindu-se în reflexie, dar Megre era mai mult decât convins că oamenii și pasiunile lor sunt peste tot la fel. Numai că era nevoie să nu mai iei în considerare acele diferențe, să nu te mai miri de exemplu de înălțimea buildingurilor de deșert, de cactus, de cizmele și pălăriile de cowboy, de mașinile de împins bile în și de tonomate. Erau cinci soldați șofată bun și toți băuseră seara așa cum bea acum și megre, mecanic, la fel ca toți oamenii care se aflau acolo în seara aceea. Hello, Harry! Hello, Jim! Ai fi zis că nimeni nu avea nume de familie și că toți erau cei mai buni prieteni din lume. De fiecare dată când Cole îi prezenta pe cineva, adăuga pe un ton plin de convingere. Bun băiat! Sau un tip grozav! Nu spusese nici măcar o dată. O secătură! Unde erau secăturile? Asta însemna că nu aveau așa ceva sau că acolo era mai multă indulgență. Crezi că cei cinci soldați sunt liberi să iasă în oraș în seara asta? De ce n-ar fi? Ce le-ar fi servit el la Paris? Și mai ales ce s-ar fi luat? Ce-ar fi luat ei la întoarcerea în garnizoană? Nu s-a găsit nimic împotriva lor, nu? Nu încă, mormăi megre. Atâta timp cât un om nu-i declara vinovat, știu, știu, goli paharul nemulțumit. Apoi se uită la una dintre perechile din bar. De cinci minute se sărutau, iar mâinile bărbatului nu se vedeau. Auzi, probabil că nu sunt căsătoriți? Nu. Deci n-au dreptul să se ducă la hotel? Doar dacă se înscriu ca și soție, ceea ce ar constitui un delict care i-ar putea consta scump, mai ales dacă vin din alt stat. Și unde au să facă dragoste? Mai întâi nu e dovedit că puțin mai târziu vor mai simți nevoia să o facă. Megretă o cu din numeri. Pe urmă mai e mașina. Și dacă n-au mașină? Puțin probabil cei mai mulți au o mașină. Dacă n-au să se descurce, treaba lor, nu? Și dacă sunt prinși, că o fac pe stradă. Îi va costa scump. Și dacă fata are 17 ani și jumătate în loc de 18? Partenerul ei ar putea să ia vreo 10 ani de ochnă. Bessie Mitchell nu avea 18 ani, nu? Ta era căsătorită și divorțată. Maggie Wallach, care pare a fi amanta muzicantului. De ce? E evident. Ei văzut la treabă? Megre strânse din dinți. Da, și ea e măritată și divorțată. Și Emma Bolton, care e cu fratele, are 20 de ani. Cunoști dosarul? Eu? Nu mă privește, ți-am spus deja că nu e un delic federal. Dacă s-ar fi folosit de poștă, de exemplu, ca să comită un delict, ar fi de competența mea. Sau dacă ar fi fumat și o singură țigară cu marihuana. Hei, vă drink, Julius! La bar stăteau un ras 20 de bărbați, bând și privind drept în față, la sticle și la calendarul care reprezenta o femeie goală. Femei goale sau aproape goale zărei peste tot în reclame, în calendarele publicitare. Fotografii cu fete frumoase în costum de plajă vedeai în toate paginile ziarelor și pe toate ecranele cinematografelor. Dar la naiba, ce fac flăcăieștea când au chef de o femeie? Harry Col, mai obișnuit decât el cu whisky îl privi în ochi și îi în râs. Se însoară, în realitate, coronerul intenționat nu pusese întrebările care păreau cele mai elementare. Spera totuși să ajungă la adevăr sau nu-i păsa de el. În definitiv, poate că ancheta era doar un fel de formalitate și nimeni nu era foarte dornic să știe ce se petrecuse de fapt în noaptea aceea. Unul dintre cei doi bărbați audiați până acum mințise. Nu se putea altfel. Ori sergentul Ward, ori sergentul O'Neill. Dar nimeni nu păruse să se mire de asta. Erau chestionați și unul și altul cu aceeași amabilitate, sau mai curând cu aceeași detașare. Crezi că va fi convocat și barmanul? De ce? Era cel care îi servea și pe ei și care avea o mudră de boxer. E, vor da afară, îl anunță Col uitându-se la ceas. Nu vrei să luăm nimic de băut. Și văzând mirarea lui Megre, americanul arătă spre doi consumatori. Privește! Aceștia, la altă teșghea, din apropierea ușii unde se vindea alcool la sticlă, cumpărau niște șipuri plate pe care le punea un buzunar. Poate că au drum lung de făcut, nu? Sau le e greu să doarmă." Omul de la FBI îl lua peste picior, iar Megre nu-i mai adresă niciun cuvânt până când mașina se opri la Pioneer Hotel. Dacă am înțeles bine, îți vei petrece ziua de mâine la tribunal." Megre mormăi cu un răspuns vag. Voi veni să te iau la ora prânzului. Ai noroc. Audierea are loc la a doua cameră la etajul de aer condiționat. Noapte bună, Julius." Și adăugă, fără răutate, ca și cum n-ar fi fost vorba de o femeie moartă. Să nu visezi la Bessie.